Da, cam așa ar începe un story de dimineață. Îl fac scurt. Da, băie, sunt bine. Sunt bine. Treburile sunt ok. Sunt gata, pregătit. Mi-am lăsat geanta pe manevră. Am ceva de făcut de filmări pe aici. Și după aceea o tăiem în căl. Dar să lăsăm noi astea discuțiile, că astea vine în altă parte și o să discutăm. M-am găsit că iarba aici, cu manevre din astea. O să nu, că așa filmez către mine. Parcă Comune de Varese, așa, am venit la vila unde se făceau combinații și manevre. Ei, se făceau combinații și manevre și am zis că chiar vreau să urc pe manevra asta, să vedem despre ce e vorba. Hai te tu, că să vedem ce e aici, că mamă, n-am geantă, mamă, ce șmecheri sunt acum. Da, Carla, da, Marius, acum berem, filmăm. Vedem că a zis că vrea să ajung un pic la vila asta șmecheră, aici unde făceau băieții combinații pe vremuri. Ăsta cum ar veni, îl numesc o story de dimineață. Așa, eu, dacă vineam aici, mă culcam aseară. Eu aici mă culcam. Dacă eu ajungeam aici, aici mă culcam. Mamă, pe ce s-a spus, bă? Mamă, s-a ascuns asta, sunt... Ce-a făcut acolo, tati? Castane. Castane? Este un observator astronomic, cum se zice. Uite, teme, tanti, că nu-ți facem nimica, noi suntem de la televiziune. Eu și cu moșul și baba. Aici e un conac foarte șmecher, 1902. Ceva legat de, am 100 ceva de ani, 1902. Și cu 221 de ani. 121 de ani, pentru că ăsta a prins două războaie, și primul război mondial și al doilea. Da. Ăsta a prins și ți-am spus, aici se întâlneau gangsterii și aici își împărțau treburile. Da, ia-i mă cu cam, tătucă, dacă vine. Aici e frumos, acolo sus, pe manevră, pe parc. Dar n-aveam cum să ajung aici. Hai eu, că n-aveam cum. Deci genul ăsta de parcuri îmi place, așa mari. 1902, Jose Zamaria, Escavaria. Nicio problemă, aici vreo legendă, stați despre ce vorba. Uite ce fain e acolo, ce e ăla? Oh, come on, pe ce, că nici mai scrie, mă, 1901, exact despre asta e vorba aici. Ăsta e mai mult un story de dimineață, vă poveste, ca să dau o informație legată de mine, că sunt ok, nu m-o chilărit nimeni. Portocale, băieți, dacă vreți, nicio problemă, copacul, dar zici că le-o pus cineva, mă. Astea nu-s portocale, man. Nu, îs... Sărăcii din alea, știu eu cum îi zice. Cachi. Da, la mie nu-mi plac. Mie nu-mi plac. Uite aici ce frumos e și aici. Come on, păi ce fain, mă. Păi, dar nu sunt pești, tati. O luat pești și le-au pus în frigider, băieții. Păi dacă era pești, era șmecher, mă. Da, au fost normal aici pești, da. Era un loc foarte frumos aici. Da, o luat pe și l-a băgat pe frigider. A venit Cornel aici, l-a luat pe tăț și l-a aruncat în baltă la el unde stă. Și ce o zis, las că nu mai vin eu până acolo, că vine gangsterul până la... Uite ce fain loc a fost aici, mă, și uite, vezi, apă. Vezi ce înseamnă să pui mai multă apă? Pui mai multă apă, faci o combinație aici, mă. Făcut așa... Ce-ai luat? Du-te pe acolo. Și aici sunt bisericii de-alea? Nu. Ăsta e un parc, băieți, eu vă spun eu cam cum concepe parcul ăsta. Ăsta e un parc de bagabante. Aici vineau bagabantele alea pe vremuri. Alea, bă, buongiorno, alea cu zi. Care erau pe lângă capitan, pe lângă... Și aici vineau aici să ceau toată ziua. Aici erau protejate. Frumos, apă, părcules, plimbare, sus pe camere, vineau sergenții, băieți, una nouă. Mamă,
Mamă, mamă, asta era fain, mă, cu apă, ce frumos curgea apă pe aici. Foarte frumoasă șmecherie. Asta era par șmecher, mă, și își par șmecher, se vede pe el, da? Am uit toamnă. Vara, da, vara pentru turiști. A nu este o poză cum? Mamă, ce fain e, mă, uite ce frumos e, vezi? Așa vin eu numai la mizerii și la combinații, din ce an e ăsta? Ăsta e. În orice caz e vechi, din... Da, din același an. 2,3 km. He? Nu se vede un an. Fontana Nifoi Capela. Uite ce fain e. Uite, deși acolo blocuri. Vezi cum stau blocurile acolo? Cu fotele? Nu, nu, nu. Blocuri. Aici. Aici. E fain, mă, mamă, de curgea apă, ce fain, ce șmecher de 15 secunde făceam. Vara e frumos. Te cred. Păi asta e și ideea, că vara să vină turistul, că iarna turistul e la muncă, tată. Ce scrie acolo? Cani? Goame? Ce înseamnă? Ce înseamnă aici? Al? Albințaliu, culese. Vini culese. Ah, ok. Vini să fie în lese, nu e legat. Ah, ok, ok. N-am știut asta. Am spus că eu știu italian, dar dacă îmi zici, înțeleg atunci. Dacă scrie, mi-e mai greu să înțeleg. Ăștia-s gangster, mă, pe aici, așa. Așa cred că zi pe zonă. Baba cu moșul, cu câinele, dar cel ceartă pe moș, mâncați așa. Numai ea vorbe. Numai ea vorbește. Mamă, era fain de curgea apa, mă. Come on, man. Foarte frumos era aici, în parcul ăsta, mă. Chiar mi-am dorit să-l văd. Chiar mi-am dorit să-l văd, da? Am zis că-l fac de 10.000 de soli dimineața. Da, asta e și ideea, băieți, asta e și ideea. Eu sunt pe treabă. Mi-a luat Cornel o preche de ochelari de gangster. Așa zic, gangster, cama. Și... Apoi povestea mea o să spun așa pe parcurs, în fiecare filmare. O să spun așa pe parcurs. Cam care combinația de astăzi, traseul și ce facem, nu? Ce facem, tată? Că trebuie să menetă tu, că noi avem de mărsă tu, că gata, echipat, spălat. Aranjat, barberit, hai de capul meu, exact ca acasă. Cam acasă, și acasă cât ai fi, tăte, fără să vrei, mergi să te aranjezi. Mă zice și vecinul, tătucă, tă cu hainele alea, tătucă, bici la din casă. Și am spus că când ajungi, când ești acasă, te îmbraci după gustul lumii, că așa e, că vine vecinul și te ia de urechi, tătucă, ai grijă, că te-am văzut cu pantaloni ăștia, și așa acum o lună. Și mergi să te îmbraci pentru vecin, ca să nu-i mai dai discuție de vorbit. Da, sunt bine, Carla Anișoara, sunt bine. Anișoara n-a spus aseară pe live, nu știu ce ați făcut, nu știu ce manevre ați făcut, doamna Anișoară. Nu v-am văzut pe live aseară. M-am văzut, mi se pare, foarte puțin și nu v-am mai văzut. Doamna Anișoara se pregătește, eu știu ce face. Gata, știu combinațiile, e foarte ocupată, că are ea și ea combinații, cum zic eu. Toți avem combinații. Da, Marius, da. Și despre asta e vorba, băieți, și... Am zis că am vrut să fac așa o poveste cu asta, că am crezut că e apă aici. Am crezut că e apă aici și de asta zic eu am vrut să filmez locul ăsta. Că era apă, era frumos, era foarte frumos. Până și banca asta că e ruptă, zici că e o legendă. Deci o pica betonul de pe ea, în linie să o ridic eu și să le pun înapoi. Da, altă dată, dacă mergea apa, probabil că o făcem. Da, mergem înapoi pe pod și dăm de cimitirul manevrelor. Mamă, ce fain era acolo dacă curgea apa, că asta și m-am dus, de aia m-am dus. Când era pe apă, urcam pe tot cursul ăla de apă. Da, am de filmat astăzi, la fel ca el, 10 episoade. Am o să fie story de dimineață, că nu mai am o story de dimineață cu manevre, cu povești. Cu povești, că mamă, că... Păi, dar aici nu i-au făcut imagine cum curge apa, bagabonță, aici, ba, mă, aici a făcut, dar și așa, nu, i-a arătat așa prea mult. Da, asta e. Spune la și construcția asta, așa frumos podul ăsta. Asta mai mult a fost o ușă de palat decât un pod. L-a transformat ei, o intrare, cum ar veni, în zonă. Sigur. Dar vezi cum e lumea, se schimbă. Da, că... Da.
Da? Aia la strada principală? Intrare. Intrare. A, ne-am venit pe spate, ca da, mafioți. Da, oh, păi numai din astea facem noi. Numai pe spate intrăm. Da, asta e, băieții. Asta e istorie dimineață. Asta e povestea din țară, că totul e ok pe la mine. Și să vedem că astăzi am treabă, tătucă. Am de filmat acolo niște manevre importante. Și ce am de filmat, ca să mă duc mai departe, că pe mine filmările mă trimit mai departe. Eu trebuie să ajung acolo, să fac filmări ca să mă duc mai departe. Nu mai am ajuns acolo, gata, am ajuns, trebuie să fac filmări. Da, până una alta, știți cum e? Mai povestim, o zi bună, astăzi e 29, ne auzim la următorul istorie, o să fie doar o știțare de combinații. V-am pupat, vestorii pe treabă, o zi bună, pa, pa.